Doamne și domnule, bine v-am regăsit. Bă, cu ce să încep? N-am cu ce să încep. Pur și simplu n-am știri din țară că opinia mea, din când în când, e că asta nu e mai țară. Dar o să încep cu o imagine concludentă. Să vedeți și voi, să vedem și noi ăștia din presă, cum arată un dosar de corupție. Uite, tata, dosar de corupție, o să vedeți imediat poza, ca să vă dați seama de mai multe lucruri. Ăsta este un dosar de corupție. Are o mie de volume, nu mai au judecătorii unde să depoziteze probe peste probe, peste probe, peste probe. O să-mi zici ce mă interesează pe mine cum arată un dosar de corupție. Așa să te gândești că fiecare literă din dosarul ăsta înseamnă bani care ți-o zburat din buzunar. Ca să nu ne mai mirăm de ce nu sunt autostrăzi, de ce nu sunt școli? De ce nu sunt spitale? De ce atunci când se pune asfalt se pune ca foița? De ce trebuie să zut planetarele? De ce nu sunt irigații? Și de ce nu-i mama mai În condițiile în care un dosar de corupție din România are și câte o mie de volume, ar trebui să spui întrebarea, bă, dar câți oameni sunt implicați? Să nu crezi că sunt oameni implicați dintr-un singur partid nu tătucă. Sunt implicați oameni care și-au format legăturile dincolo de partide sau pe subpartide. Ăștia sunt băieții deștepți. Băieții de care înainte, poate înainte de 89 sau imediat după, râdeai de ei, îi ați prostală din ultima bancă, ăia care dădeau cu crete după profesor, ceea care râdeau de nu știu ce. Ăștia au ajuns că să conducă ceea ce uneori de 1 decembrie sau de 23 august de care vrei tu numim țară. Sunt tipii care nu mai pot fi clintiți din loc decât cu eforturi supranaturale. Și când sunt clintiți din loc, vin partidele și spun că DNA-ul este o forță de represiune activată de extraterestri, agatârși, americani, împotriva României adevărate, roșu, galben și albastru și o tras o cocardă aici, o zis două poezii din decembrie sau de altă zi națională, o mai depus o coroană de flori și ei zic, nu contează cât furăm, contează că arătăm că suntem patrioți. Așa arată, îți repet, un dosar de corupție. Pe holuri sunt depozitate pentru că nu mai au loc în tribunale, în curs de apel, în judecătorii, în ce vrei tu. În același timp, dacă te uiți la televiziunile de teleshopping, alea care între două ciuperci miraculoase și o cremă și un aparat de făcut nu știu ce, îți mai dau și câte o știre, acolo nu se discută despre, bă, un subiect e adevărat plictisitor, poate fi foarte plictisitor, supraaglomerarea judecătorilor grefierilor, a tuturor la care lucrează în sistemul de justiție. Și după aia urlă băieții că să vezi că am găsit o eroare judiciară și aruncă anatema, își aruncă marou pe toată sau pe tot ce înseamnă profesie de judecător, dar mai ales procuror. Că de ăla li frică la o grămadă. O grămadă de oameni care au făcut din poziția de bugetar averi de milioane de euro și acum urlă ce are mă procurorul la tânăr cu mine. Eu care pun cireașa pe tortul țării. Uite, cine este Darius Vâlcov, cel care a făcut evaluarea guvernului Grindianu? Ar fi luat șpagă în cimitir și e cercetat în trei dosare. Da? Îți dai seama că el are nevoie probabil de trei camere dintr-un tribunal să, să depoziteze nu numai... Uh dosarul, dar și tablourile. Pentru că omul deja își făcuse, din ce zice dna din referatul DNA, aproape un muzeu. Ei își pagă în cimitir. Bă, suntem în secolul 21, tată. În secolul 21 se presupune că dacă ești educat, ai cam tot ce trebuie. Nu poți mânca cu șapte linguri. Nu se mai pune problema aia de de a face pentru generații, peste generații, profit acum. Când ai prins și o felie din tortul ăsta mare, numit bugetul național, și dă să meargă. Omul i -i trimis în judecată. Ăsta a venit să evalueze performanța unui guvern. Om trimis în judecată pentru fapte de corupție, pentru șpagă. Și acum mi se cere de către ăștia care vor să-l dea jos pe Grindeanu, paranteză, mie nu-mi place Grindeanu, îmi pare bine că și-o revenit din poziția de sluguță. Asta e treaba lui. N-ar decât să se uite în oglindă și dacă îi trece, îi trece, dacă nu, nu. Nu-i treaba mea. Ăsta vine și îmi spune, domnule, trebuie să ai încredere, noi facem bine ce facem. Azi am văzut-o pe doamna aia care a fost secretară de școală prin, nu știu ce, școală generală la Teleorman. Ministru de interne, tată. Domnule, să vedeți că știți, să stai singur, gata, nu mai puteam lucra cu el. Bă, de ce n-ai spus chestia asta de când n-ai mai putut lucra cu el? Pentru că eu sunt obligat, contribuabil fiind, bucuros că am intrat târâși grăpiș în Uniunea Europeană, răsuflând ușurat că suntem în NATO, eu sunt obligat să-mi pun niște întrebări. De ce se întâmplă toate chestiile astea acum? Dacă ai observat, cam de trei săptămâni, în 19 mai, încă Dragnea și tot PSD-ul erau alături de marele nostru om, marea noastră găselniță, marele nostru performant, Sorin Grindeanu. La Bacău, într-o conferință de presă, zicea domnul Dragnea, sunt foarte mulțumit de toate ministerele și de Sorin Grindeanu. 19 mai, Bacău. Apoi s-a aflat că Donald Trump l-a invitat pe Claus Iohannis la Casa Albă. Aproape simultan cu momentul ăsta în care s-a aflat pe Iohannis va merge la Casa Albă, și nu neapărat numai asta, dar ci că este și singurul președinte din Europa Centrală și de Est care este invitat acolo a început nebunia. Brusc, guvernul n-a mai fost bun. Care era argumentul suprem al aliaților noștri europeni și americani? Că ne vor lângă ei. Stabilitatea. Imediat de ce s-a aflat că pleacă Iohannis în Statele Unite, s-a aflat și că va merge la Berlin să întâlnească cu Merkel, la Bruxelles, la Consiliul European, să se întâlnească cu Macron. Iohannis și-a făcut vizita super celebrată în toată presa română și internațională. Pe de altă parte, Grindeanu a fost invitat la Paris, de acolo plecat în Croația, adică de la vizita asta lui Iohannis au început niște mișcări tectonice în ceea ce aveam noi cel mai nu știu cum să zic. Cel mai mic avantaj. Brusc lumea a avut încredere în noi. Lipsa noastră de credibilitate s-a făcut fum și, dintr-o dată, România era un partener previzibil, viabil. S-a vorbit despre faptul că suntem cea mai pro-americană țară din Europa. S-a vorbit despre faptul că, așa cum suntem noi, că nu avem autostrăzi, că nu stăm bine la educație, că spitalele se pline cu gândaci, suntem totuși ăia care vor să stea în Uniunea Europeană și în NATO și niciodată nu și-au pus problema să aibă îndoieli de drumul ăsta. Spre vest. Da? Mă duc un pic la Vice.ro, fac o paranteză. Cinci momente când PSD a arătat că e mai apropiat de Rusia decât de America. Și scrie Vlad de Purescu. Cei se reproșează brusc lui Sorin Grindeanu în tot contextul ăsta în care noi am început să ne mișcăm foarte bine spre Vestul Europei. În care noi eram pentru partenerii noștri din NATO și din Uniunea Europeană un partener stabil. Atunci a început criza, tată, în PSD. Iar lui Grindeanu îi se reproșează că, printre altele, nu a strâns relațiile cu Putin. Am citat din Vice.pro. Putin însemnând în programul de guvernare, nu se, nume... nu se uh, amintește numele lui Putin, ci cu Federația Rusă. Și încep argumentele. Când lumea protesta în stradă împotriva ordonanței 13, Meleșca nu semna înțelegeri cu ambasada Rusiei. Da? Ca să știți exact unde suntem și vorba lui Irescu, cine suntem și ce vrem. Bun. Rușii de la Gazprom stabileau în Parlament modificarea prețului la gaze. Ca să o știi. Da? Mergem mai departe. PSD susține pe față coaliția pentru familie. Atenție! Este partid de stânga. Trebuie să știți că toate uh, politicile sau majoritatea politicilor pro-homosexualitate. pro Ce vrei tu? Eu nu sunt potriva homosexualității sau pro-homosexualitate. Eu am plapuma. Eu, mea, bă, să aibă plapuma lor. Nu mă interesează ce fac sub plapuma lor. Dar politicile astea pro- LGTB, cum se numesc, lesbien, homosexual și așa mai departe, vin din partea partidelor de stânga sau chiar partidelor comuniste. Partidul Comunist din Portugalia are în Parlamentul European de ani de zile o luptă acerbă pentru recunoașterea tuturor libertăților, temirce pentru orice minoritate sexuală. Unde există o diferență flagrantă? În Rusia, unde partidele de stânga mizează pe un acord sau un parteneriat cu Biserica Ortodoxă Rusă, ci bontănesc pe ăștia când ies la mai știu ce marș al diversității de nu se văd. Și în Turcia. Ce face PSD? Vine și face și susține pe față Coaliția pentru Familie. Prietule, Coaliția pentru Familie eu o văd așa. O coaliție care să le explice bărbaților că nu e ok să-i tragi una nevestei cu frigiderul în cap. Coaliția pentru, pentru co familie, eu o mai văd așa. Să faci cumva să nu mai existe un sfert de milion de copii care să se culce seara flămânz. Coaliția pentru familie, eu o mai o văd și mai mult. Să faci cumva să nu mai fim țara care are cel mai mare abandon școlar din Europa. Cele mai... Nu știu cum să-i zic urâte și murdare spitale și școli. A, ah, dacă făcea asta Coaliția pentru Familie, îmi luam o pălărie și o făceam așa, mă înclină. Bun, mai departe. Liviu Dragnea a fost dus la masa lui Donald Trump de omul lui Putin. Dedi a fost dus și zic cei de la Vice.com sau Vice.ro ce fi, Și aici citez. Călătoria lui Dedi Dragnea ce -a luat grindianul la Casa Albă, ca să-l vadă pe Trump, și care a costat sute de mii de euro, zic cei de la Vice, și eu citez, a fost mijlocită de Michael Flynn. Tipul ăsta a fost consilierul pe probleme de securitate a lui Trump, până când s-au prins americanii care aveau niște legături nu tot mai potrivite cu Kremlinul. De la Flynn a pornit Dita mai scandalul în SUA, pentru că CIA și FBI îl bănuiau că a orchestrat implicarea agenților lui Putin în campania electorală la, pentru alegerile prezidențiale. Bun. Lupta cu multinaționalele și cu Soros este inspirată din Rusia. Retorica asta a apărut prima dată în Rusia, scriu ce de la Vice. Președintele Rusiei a declarat război pe față miliardarului care a investit o mare parte din averea sa, susținerii cauzei liberale în mai multe țări din lumea asta. Da? În timpul protestelor și în preajma alegerilor prezidențiale în 2014, pe retorica PSD-ului s-a centrat numai pe demonizarea lui Soros, a multinaționalelor care au cumpărat țărșoara și pe faptul că noi trebuie să fim mândri că suntem români. Și atunci te întreb, Mă de unde până unde potrivea la asta că succesul nostru în vest este dinamitat, printre altele, și de cauza că n-am întărit relațiile cu estul. Și aici, când vorbesc, îl citesc pe premierul în exercițiu, Sorin Grindeanu, care a arătat negru pe alb, în programul de guvernare, era bifat ca neîndeplinită sarcina asta să. Ne pupăm cu rușii. Chestiuni care nu s-au spus în campanie electorală și despre care domnul Dragnea, Dedi, așa își zice el, zicea că numai el știe pe de rost programul de guvernare și a nici nu trebuie să știe nimic. Acum vine și spune, domnule, nu mai bun guvern, e neperformant, să vedeți că nu mai pot să-l țin. Dar dacă fac încă o legătură cu, să zicem, pragul pentru abuzul în serviciu. Domnul Dragnea, în 20 iunie, are termen de judecată. Mi se pare că prejudiciul undeva la 106.000 de lei. Lupta era până acum, vezi declarație lui Șerban Nicolae și a tuturor la Iordache și ăștia să pună pragul pentru abuzul în serviciu la 200.000 de lei. Și atunci cei sub 200.000 de lei au scăpat întâmplător, nu se știe cum extraterește au făcut chestia asta, doar și Dragnea are un prejudiciu, sau adus un prejudiciu statului de 106.000 de lei. De ce? Pentru că a luat două membre de partid, zic procurorii, și le-au angajat într-o instituție, le angajat într instituție de stat. Și și-au plătit salariile acolo de -a să meargă, nimeni nu le-a văzut pe la lucru. Martorii au început să cam dea pe... Da, domnule. Hai să spun, domn procuror, cum a fost. Bă, când îmi faci chestia asta, eu sunt dator să-mi pun niște întrebări. Eu n-am să mă pup pe rușii pe gură. Știi că noi cu rușii am pățit-o mereu, cât am fost noi de mari frați și de vecini, cam bancul ăla, care e chiar un banc cu rușii. Noi suntem ca frații, ne mâncăm la hații, cântul mie, cântul ție, cântul la amândoi. Cam asta ne spuneau rușii acum, până acum vreo 25 de ani. 27 de ani. Noi le replicam și intram la pușcărie cu soldat rus, soldat rus, de ce te-au pus așa de sus ca să te admire popoarele sau pentru că-ți pus picioarele? Teodoreanu, costorera. Era 1-0 pentru ei, numai că s la noi. Eu nu mai am să-mi petrec iarăși viața, să mi-o irosesc într-o lume în care mi se dictează ce fel de libertăți am voie să iau de pe raft. Ce am voie să învăț la școală și mai ales ce am voie să gândesc, să vorbesc sau să spun la televizor. Uite aici. Asta în timp ce zice Sorin Păzlaru, redactorul șef la Financiar, ce face România la fiecare șase să nu schimbă premierul. Încă o dată populația și guvernarea sunt luate ostatice în lupta pentru putere. atenție! Nu este lupta noastră a alora care dăm în fiecare lună bani pentru pensii speciale, pentru secretare și pentru limuzine. Pentru bilete de avion gratuite. Este lupta lor. L-ai văzut pe premierul luxemburghez. L-ai văzut pe premierul Landului Bavaria. Care au venit și ne au zis de la obraz. Domnilor, atenție, vă bateți joc de singurul vostru avantaj. Că nu sunteți nici țara cu cele mai multe autostrăzi nici țara cu cele mai faine spitale, nici cu cel mai mare sistem de educație, nici cu cele mai multe irigații. Aveți un singur avantaj, stabilitatea. Acum, tocmai v-ați detonat sub fund o bombiță. Vin toți să ne spună, băi, sunteți nebuni, nu avem nicio problemă. Uite aici, Luxemburgu, premierul Luxemburgului s-a întâlnit Grindeanu, este greu să convingi un investitor din țara mea să vină mâine la București. Practic, urmăm o agendă cu sau fără voie, din prostie sau din calcul domnul Dragnea și domnul Grindeanu și toți domnii alați, o agendă care sperie vestul, ca să nu zic bucură estul. Avantajul nostru el mare, că eram stabili, că eram așa năcăjuți cum suntem noi, un partener de încredere, este pe cale să se ducă dracului. Nu mai zicem naibii, dracului zicem. Bă, avem două posibilități. Ieșim în stradă și vă arătăm că suntem vii. Și vă voia mama de aibii pe când o și 5 milioane de oameni. Sau 10, sau cât, o mai rămas în sala asta. 500 de misia. Sau tăcem și ne prefacem că nu s-a întâmplat nimic, că așa e în politică. Da, o să ăștia că e corba, corba să fie. M-am săturat atât. În fiecare lună dau bănuți pentru pensia voastră specială. În fiecare lună dau bănuți pentru indemnizația voastră pe care ați avut grijă să vă dublați de la 1 iulie. Nu? Și acum să vă plătesc și meciurile de box între voi. Nu vă mai întreb, pentru că trebuie să roșiți cum dracu ați gândit să vă măriți vouă salariile mai întâi și nu profesorilor și medicilor. Asta nu se pune, noi suntem politicieni, mușchii mei minte nu are, sau pumnii mei, sau cum n era maneaua aia. nu e ciudat. nu e ciudat că toate avantajele ni le facem praf. Și după urlă că ungurii îți devină, că iar alții îți devină, că marțienii îți devină. Nu, tată. Nu există niciun om pe pământul ăsta capabil să facă mai mult rău României decât un român. Care știe exact unde să acționeze, e exact ca hoțul ăla care știe perfect unde să ascunși banii cât se ia de acolo, unde doarme proprietarul, cum să amorțească câinii. Asta se întâmplă acum. E o luptă pentru putere jenantă, mă. Jenantă, jenantă, jenantă. Ne-am făcut încă o dată, după momentul ianuarie-februarie, de cacao. De lapte cu cacao. Uite, încă o chestie faină. Cine sunt cei mai? informați. Evident agenția de presă Sputnik, care are informații în exclusivitate despre premierul pe care și l ar dorit Dragnea. Este singura gazetă internațională extrem de atentă și de valorizantă a tot ce înseamnă o anumită parte din PSD. Dacă vrei mâine să fii lăudat de sputnic, de agenția de propagandă, ca să nu-i de presă, așa, îți faci un partid naționalist, îți faci un partid care urlă că România e colonie, îți faci un partid care spune că americanii de vină și că nu vrei baze militare. Toată manevra asta pe care ai văzut-o în zilele astea, s-a derulat când? O pușcat când buboiul? Exact când aveam cel mai mare exercițiu militar NATO din Europa. În zilele astea s-a încheiat la 5, cel mai mare exercițiu militar. Tema era de aia care a trebuit să te facă să simți ceva pe carne. Cât de repede putem, putem acționa noi forțele aliate ale NATO, dacă o țară Recte România, că aici în România s-a derulat exercițiul, dacă o țară ar fi atacată de o armată străină. Deci în momentele în care trebuia noi să jucăm pe sârmă, să călcăm pe KPO o stricate, o bubuit perdeaua, cățaua, purceaua în PSD și nu mai putut ei de atâta nemulțumire față de, primar, de premierul pe care îl pupau pe frunte acum câteva săptămâni. Ori, sunt oameni și în PSD care sunt foarte bine racordați la ce se vrea de la noi. Îți vine Cătălin Ivan, care este psd europarlamentar psd și zice lui Dragnea, ați reușit să lăsați fără cuvinte Europa întreagă. Miza cea mare a exercițiului militar nu-i doar hai să vedem ce am face dacă România este invadată. Nu uitați că noi în linie dreaptă suntem la 160 de kilometri de Crimea, care acum e rusască, de noua Rusie. Miza era și cu, știi, e ca la biliard, când lovește o bilă ca să lovească altă bilă și cealaltă bilă, ultima să ți acolo în buzunărelul ăla. Turcia nu mai este un partener de încredere. Turcia, așa NATO cum e, a început iară cu otomanismele tâmpite a lui Erdogan, are acorduri și are înțelegeri cu Rusia și cu Iran, e singura care cupă mâna Qatarului, finanțator al terorismului, lăsat din mână inclusiv de Statele Arabe, și nu mai este nicio siguranță pentru lumea civilizată că din Turcia se pot folosi bazele militare. Și mă gândesc că poate unii s-au gândit, ca să nu zic că e așa direct, băieți, alternativa la zona orientală, a ceea ce numim noi în campionatul european fotbal, Turcia numai europeană noi, este România. De ce? Că e stabilă, că e serioasă, că așa năcăjite cu mâini, uite conceput să-și respecte cuvântul de onoare. Exact în momentul în care am avut toate avantajele astea puse ca o masă întinsă, o venit unul și o zis, dă cu buna de păreț și o dat cu ciorba în pereți. Trăiți domnul Dragnea, cum e mustăcioara lui Tuțurelu țur Tuțului? Țu Hai să luăm o pauză, că dacă îi zic ce gândesc, acum să sparg difuzoarele, să-ți vină pistoanele unde sunt pistoanele și planetarele. Așa că, tovarăș, cam despre asta este vorba. Cam în cheie asta, cel puțin eu, decodez ce se întâmplă. Și din ce în ce mai multă lume. De trei zile mă întâlnesc cu corespondenți străini aflați în România, cu oameni care au venit, observatori, așa cum sunt ei, tip care scriu sau care analizează oportunitățile și provocările prin care musai țara asta e obligată să meargă. Oportunitățile sunt oferite de europeni și de americani, provocările sunt oferite de ai noștri. Să vii acum, că noi avem cele mai mari, sau cele mai tari poziții, așa cum n-am avut niciodată în vestul Europei și peste Atlantic, și să dai jos un guvern, reproșându-i printre altele că nu te-ai făcut pretin cu Moscova, mi se pare o Îți duși. Mai zic o dată, pentru că mai sunt oameni care zic, dar din păcate ei mai au dreptul să vorbească pe Facebook. Cât o mai sta și eu pe aici lângă televizorul ăsta mare, vă voi spune de aici. Când nu, pe Facebook, tovarăși. Trăiască domnul Zuckerberg, că a făcut Facebook-ul și avem presa alternativă. Mă limbot, care comentează, Grindeanu a fost mazilit într-un moment cheie pentru viitorul României inventul șef al PSD nu dărâmă doar un guvern pentru că nu l-a scăpat pe el de pușcărie, bagă România într-un început de criză exact când țara asta făcea pași importanți către SUA și partenerii din Uniunea Europeană. Putin își freacă mâinile de bucurie, este cel puțin bizar momentul când și-a ales Dragnea să demoleze propriul guvern PSD. Și dacă vă simțiți cumva, vai cum a zis domnul Bot, Delinventu, Delinventu înseamnă un om care a făcut un delict. Domnul Dragnea este condamnat definitiv de instanță din România la pușcărie cu suspendare pentru un delit. Este, conform codului penal, un infractor. Nu i-am zis-o, justiția a zis Da? Mai mai o N-am îmbunătățit relațiile cu Rusia. Să-ți dai jos un guvern într-un astfel de moment Mă, băieți, eu deja nu mai bănuiesc chestia asta de prostie. Pentru că nu există un om care să aibă atât de puțin neuroni încât să vadă că țara lui este celebrată în toată Europa și în tot Estul, din, din tot, în toată America, din diverse interese, din diverse calități, stabilitate și ce ți-a mai spus, și tu să vezi exact chestia cu Moscova. Sigur că interesele sunt mai multe. s am arătat, dând de pe Digi, Darius Vulcov primea șpaga în pungi de plastic. Se întâlnea cu suspecții în cimitir. Da? Asta este de pe concurență de la Digi24. Ca să știți cine a evaluat sau cine a provocat prin evaluările lui căderea unui guvern și băgarea României nu în acolo unde mă gândesc eu, ci într-o criză. Zice Ramona Ursu și zice foarte bine. Eu dacă aș fi grindeanu, aș sta noaptea asta la serviciu, l-aș chema și pe Tudorel, aș convoca o ședință de guvern frumos și aș da ordonanța cu prag de un leu la abuzul de serviciu. Ca să fie mulțumiți și Dedi să nu se mai plângă că nu fac treaba. Că deja deci avem o problemă, tată. Numai că tu nu mai este în guvern. Prima a că nu-și dă demisia, și după vreo 45 de minute și-au pus pe Facebook: solidar cu colegii mei. Care solidaritate cu colegii voștri, tată? Solidaritatea în politică se bazează pe valori, nu pe opțiuni. Eu nu pot fi solidar cu un partid care e împotriva mersului firesc al țării. Nu ai cum. Dacă asta s-ar fi întâmplat, ăia de la Nuremberg ar fi scăpat. Pentru că au zis, domnule, a fost opțiunea mea și am libertatea de opțiune. Politica se face pe valori, deși sună spurca, spurca și incredibil în România. Pe onestitate publică, pe generozitate, pe ăi șapte ani de acasă. Numai că noi ăi șapte ani de acasă ai democrației, i-am trăit sub mineriade ci sub mebo și sub să dăm industria la fier vechi, trăiți domnul Roman, trăiți domnul Iliescu, trăivar var părul din cap. Uite aici, Măclinianu Silvic, Silviu, Zici o chestie. Ce zice Măclinianu? Da a fi Grindeanu sau mai degrabă Ministrul Justiției care a terminat de redactat pachetul legislativ? Întreb pentru un prieten din Teleorman. Asta este în loc de bancurile cu bulă. Atunci când România intră în criză, vine bulă salvatorul și îl băgăm în bancuri și ne salvează că măcar murim râzând. Nu suntem ca romanii cu Ridendo Castigan Mores, alea pentru intelectuali și oricum nu a avut niciodată efect. Vine și Mircea Vasilescu, care este genial în miștoul lui extraordinar. În februarie, oamenii din piață voiau demisia guvernului. Acum PSD, în, funcție, în frunte cu Firea și cu Liviu Dragnea, ar vrea demisia guvernului. Domnul Soroș, oare ce să mai înțelegem noi de aici? Caragiale este zero barat. Pentru că ideea este străvezie. Și indiferent cât v-ați baza, unii din partide că de stânga, că de dreapta, pe onorata asistență socială care vă așteaptă cu punga de ulei și zahăr, există adevăruri care vin și te lovesc ca o cărămidă căzută de la etajul 7. Și aici îl văd pe Laurențiu Ciocăzanu, care vine și zice câteva propoziții. Vor să scape de pușcărie, de-aia bagă țara în criză, restul e gargară. Punct. Nu? vine și Andrei Pricopie. Ca să vă dau un evantai. Sorine, acum că ești pe picior de plecare, nu vrei tu să-i faci o surpriză frumoasă lui Liviuț? Mai bagă o ordonanță de urgență din aia de noapte, că știi cum se face, și dă afară pe condamnații penal din funcție publică. Ca să pleci în glorie, zic. Pentru că România, știați, și la ce vă ajută că știați, nu? În România un infractor, un condamnat penal, nu poate fi paznic de noapte. Nu poate fi profesor, nu, nu, poate fi o grămadă de chestii. Dar poate fi politician, poate fi parlamentar, poate fi ministru, sau prim-ministru, sau ea nu pot fi. Ma chiar acolo nu pot fi. Poate să fie ce vor ei să fie dacă sunt în politică. Tată, dă o ordonanță, dă o lege, eu vreau legea asta. Domnule, un condamnat penal nu poate ocupa o funcție publică. Și ca să nu urletăți că vai, se încalcă libertățile condamnaților și ce facem noi cu penalii din România că trebuie protejați, că sunt aurul țării, sunt roșia montana țării, dați o chestie. Dacă ești pentru viol, nu poți fi niciodată în funcție publică. Dacă abuz în serviciu 10 ani, nu poți fi într-o funcție publică. Dacă pentru mână reală la alegeri, nu poți fi 10 ani în funcție publică și încet, încet scap de ei. Mai dă o lege dacă ești deștept, indiferent cine fi la guvernare, că, de exemplu, gestiunea frauduloasă a banului public se pedepsește cu pușcărie de la 10 ani în sus, spune acolo ce înseamnă gestiune frauduloasă, că e ușor să vezi că ți să hâie dispensarul, ți se hâie școala și tu faci fântână arteziană în sat. Și după ce stau a 10 ani la pușcărie, 3 trebuie numai, 4 ca exemple, îți garantez că își muscă degetele când trebuie să mai dea drumul la becurile din fântână. Uite aici. Evident, Liviu Dragnea vine și spune despre Gândeanu, ruptura dintre noi n-a pornit de la Ordonanța 13, e o unealtă, nu mai e el. PSD e sub asediu. Extra, eu înțelegeam dacă ziceai domnul Dragnea, domnule, nu mai este un alt, unealta mea. PSD e sub asediu. m au venit gringo, Grindianu, o făcut de două ori ca John Wayne pistolele și o spăria pietăți din PSD. PSD e sub asediu. Extraordinar. Da, din cauza lui Trump, că l-a invitat pe Iohannis. Merkel, iarăși, ține PSD-ul sub asediu, că l-a invitat pe Iohannis. Macron, la fel prim-ministru Croației, că l-a invitat pe Grindeanu, prim-ministru Franței, că l-a invitat pe Grindeanu. Dom'le, e sub asediu. Poate ar trebui să vină trupele sovietice să mă salveze? Ca așa au făcut Iliescu la Revoluție. Nu? Dar să Să uh... un telefon la vorba o să trimită niște trupe sovietice să salveze aici frontul democrației socialiste. Nu? Până eu să... Trebuie să citiți chestia, că n-am voie să o zic la televizor. Mai dă în tururelul meu de ruși. Tururelul însemnând degetul mic. Asta cu care Radu Vasile fie mai pune câte un piper în șorbă. Asta s-a întâmplat, tată. Din 90, de când a început așa să pășească, așa ca un copil de la de un an și două luni, democrația în România, au fost câțiva prin partide care au dat mereu cu mătura peste picioare. Ce să umble democrația? Lasă că umblă! Să vină rușii! Să vină ăia! Să facem acolo! Hai să facem o chestie, tu ești la liberali, eu sunt la socialiști, ăla la, la UDMR, ăla alții nu știu unde. Facem o copcioleală, uite. Și așa am rămas fără păduri, fără autostrăzi, fără școli, fără educație, fără irigații. Nu? Știrea. Știrea adevărată. De Fabio eu pentru asta ar fi trebuit să fac emisiunea. Liviu Dragnea s-a răzgândit, nu mai mere în weekendul ăsta la mare. Extraordinar îți dai seama că drama este dublă. Pentru că eu nu sunt sigur că vrea să meargă în România la mare sau în Brazilia. Nu mai mare, mă, nu mai mare la mare. Bine că foarte mult nu pierde dacă nu vrea să meargă la mare în România, că omul e obișnuit cu oceanele, adică dita mai Brazilie și o compar cu mama aia. Hai mă, terminați-mă. Acolo, numai dacă nu meri dosurile din carnaval și deja e jumătate din PIB-ul României. Cam număr. Nu? Asta e tătucă. Asta este. Să-ți dau un carageale. Ca să vezi. Carageale nu-i numai tipul ăla care te făcea să râzi. E și ăla care te făcea să plângi. Că i scris o scrisoare unui prieten. De când era la Berlin, colegi, la statul român, niciodată nu știu. Statul român a fost enervat de ăștia deștepții. Enescu, Cioran, Eliade, Ionescu, Caragiale, cam toți ăștia care au făcut ceva pentru cultura română și pentru societatea română în general, au primit un șut în dos. Bâși-mă de aici, bâși. ne enervez cu nervii la cap. Caragiale, pentru nimic în lume n-aș părăsi acest loc de viață străină, adică Berlinul. Ca să mă întorc în România, să mai văd ceea ce am văzut, să mai sufăr ceea ce am suferit, aceleași mutre dubioase, aceleași fosile care conduc viața publică, otrăvindu-te numai cu privirile lor stupide, rapace și bănuitoare, aceiași jurați care pierd vremea, care pierd intenționat procese sau achită pe nedrept. Nu, dragul meu, nu. M-am exilat și atâta tot. Aerul de aici îmi pliește, sunt mulțumit cu ai mei și n-am ce căuta într-o țară în care lingușirea și hoția sunt virtuți, iar munca și talentul sunt vicii demne de compătimite. Nu-mi dau seama de ce este atât de actual. Aș face și eu ca ăia fanii lui Elvis, care zic că nu a murit regele rock-n-roll-ului, pentru că și eu încep să cred că n-a murit Caragiale, Caragiale murit -o, mă. Caragiale nu a murit-o numai să s-o Înțelegi? Cam aici ar trebui să... De aici ar trebui să ne băgăm mințile în cap. Pentru că suntem... Bă, suntem... Avem o clasă politică... Cu ce să o compar oare? Cu un vierme care mâncă un măr sănătos. Știi că vezi că tu un măr de la fain roșu așa și galben într-o parte unde noi i bătut de soare și iei din, îl iei din, din pom și îl vezi și îl ștergi un pic cu cămașa sau cu asta și când muși de el, dita mai germănoiu acolo, care ce face? Hm. Voi chiar credeți că l mânca? mâncat. Îl făcea politică, mă. Îl făcea politică și tocmai discuta cu viermii din merele vecine cum să facă o coaliție. Ai văzut că la un moment dat s-a enervat Cristian Tudor Popescu pe, pe Tăricianu și eu doamne, ăsta, ăsta unde a lucrat toată viața? Și eu zic că e ca un vierme în untură. Pe mine nu asta m-a hrit. Pe mine m-a hrit următorul lucru. L-am văzut pe Tăricianu, bă, da, de multe ori la televizor, care venea și spunea, domnule, eu vă dau exemple din Anglia, când atunci când un partid pierde sprijinul politic, trebuie să iasă de la guvernare. Uite, Margaret Thatcher, după 11 ani, au zis deputații și Oia de acolo, că nu mai susțin și o dat demisia. Mă și mă gândeam, bă, ăsta e Tăricianu, ăsta de acum sau ăla din 2007? Pentru că Tăricianu îi cere lui Grindeanu să facă exact ce nu a făcut Tăricianu în 2007. Când Tăricianu a dat afară PDL-ul de la guvernare și a rămas cu guvern minoritar de 20%, cu susținerea tacită a PSD-ului în Parlament. Guvern minoritar, tată. Păi guvernele minoritare funcționează. Domnul Tăricianu, de ce nu dai exemplu tău? Mă, eu când eram în 2007, am făcut aia și așa. Lasă-mă cu chestiile cu Anglia, cu băiatule. Alea sunt democrații, acolo cuvântul cuvânt, acolo m-am uitat în ochii tăi, ne-am înțeles și peste o mie de ani, dacă ne întâlnim, ține minte toți ce am zis. Și așa facem. Aici, semnezi contract, semnezi parafă, îl pui prim-ministru, pui ministru îl lauzi, dă să meargă și te bați pentru el și o puneai pe Floricica dansatoarea să facă pe acolo, dă să meargă, mâncați așa aici la noi. Și acum zici, nu e mai bun, domnule, este, este un de al serviciilor. Mă uitam, vă și eu dezamăgit, de parlamentarii socialiști de Cluj. Un domn parlamentar. Domnul Nasra. Nu mi-l suni un pic pe domnul Nasra? Care atunci când a avut un coleg din PSD cu o problemă penală trimis în judecată doar, a zis, integritate. Nu avem voie să acceptăm pe liste un tip trimis în judecată. Nasra. Integritate. De ce ai în fruntea partidului un infractor condamnat penal la pușcărie, doi ani cu suspendare? Acum, filialele cică din Ardeal multe, îl susțin pe domnul din Teleorman. Era să mă mir. Dar mi-a trecut foarte repede când mi-am amintit că aceiași parlamentar de Cluj argumentau, între ghilimele mari, de ce Teleormanul nu trebuia să primească de 13 ori mai mulți bani pentru drumuri decât Clujul. Clujul care era între, ora, între județele, donatoare de bani, de bani, de bani, bagă bani, bagă leu la bugetul central. Nu? Sună. Sună la Domnul Nasra. Ia să vedem ce ne spune Domnul Nasra. Dacă răspunde Domnul Nasra, de ce nu răspunzi, Horea? Nu mă mai iubești. Acum te pomeniești că tu ești Dragnea și o Eu vreau să-l întreb despre un tip pe care îl cunoaștem amândoi, parlamentar de Cluj, care mi-a venit într-o zi, ianuarie, februarie, hai bă, să vin să bem un cafei. Nu, hai mă, să bem un cafei, că și așa n-am votat niciodată cu partidul vostru. Hai să bem un cafei. Nu uite mă cum îmi aduc, uite, Uite ce pete mi-a ieșit de la ficat din cauza stresului. Nu știți voi ce nebunie în PSD, ce dictatură e acolo. Nu mai pot. Era după o lună sau două, sau cât, când au fost alegerile? Două luni de mandat de parlamentar. Era. Puf! Îți arăt site-ul PSD Cluj. În construcție. Trebuia să fie lansat în 25 octombrie 2015. -a în construcție că așa se construiește socialismul. Mai sună-l pe Nasra că vreau să-i aud vocea. Să văd de unde până unde a dat un interviu pe Mediafax că stai ce zis acolo? Că uh, Grindeanu este un cal troian. Dar nu erați voi aia care îl lăudați pe Grindeanu de nu mai știai cum să ștergi cu cârpa de vasă după erau o grămadă de tipi din partid care când mergea grindianul pe bulevard, ăștia mereu după el și trebuia să ștergi balele. Știi? Că se făcea aia Și acum nu-i mai bun. Ia să vedem. Nici mie nu-mi place grindianul, dar îmi place stabilitatea. Acum guvernează, tată. Dacă te-a votat, cine te-a votat? Guvernează. Mă, cred că Horea Nazra să uită la televizor. Ia să vedem. Nu mai găsim domnul Cine mai este oare deputat de Cluj? Eu pe ăștia nu știu. Pe Nazra știu că am beut o cafea cu el. Puc am zis cine era ăla cu pete. cum îl cheamă? Emilia, Ilia? Ilia, oare găsești numărul de telefon? Da, da, sună pe Luciana. Ca să vreau să vorbesc cu un tip pesedist. Să-mi spună acest socialist de ce în lumina noilor orientări. Venite din julețul Teleorman, tezele de la Teleorman, tată. Eu vreau să știu că sunt contribuabil tântălău, care nu înțelege ce se întâmplă în lume, cum naiba un guvern nu-i mai bun de pe o zi pe alta. Și cum naiba, când avem și noi, în sfârșit, un pic de agățători în Statele Unite și în Europa, brusc dai jos guvernul, că printre altele, ce să vezi, nu au dezvoltat relațiile cu Federația Rusă relație economică cu Federația Rusă. Ca să înțelegeți, Federația Rusă are o economie de lumea a treia. Ea nu funcționează pe principiile pieței libere, ca liberei concurență. Federația Rusă are o economie bazată pe resurse. Ei nu fac plus valoare. Ei vând petrol. Înțelegeți ce zic? Exact cum noi eram într-o vreme și încă ne mai ține chestia asta în unele domenii, că vindem bușteni și importăm mobilă. Dacă prețul barilului de petrol merge în pivniță, ăștia mor de foame și schimbă cremvuștii pe ouă. Și din cremvuș și ouă își iau un bilet de autobuz. Cum erau bulgari acum 20 de ani. Despre asta este vorba. Ce relații comerciale să înfilib eu cu Federația Rusă când sunt sancțiuni economice pe care sunt obligați să le respect. Pentru că fac parte din lumea civilizată, care nu acceptă ca o țară, fie ea și Ucraina, să fie invadată și smulsă cu o ștampilă și o semnătură o mare parte din teritoriul Ce relații economice să am eu cu Federația Rusă când drumul meu merge către vest? Și interesul meu este ce? Să-mi dezvolt serviciile, să-mi dezvolt o mulțime de lucruri care țin. De, totul, de cu totul altceva decât exportul de materie primă. A, da. Asta e o știre care. pe nasoală. Și aici, pe iunie 2017. Să știi că. Mă are nu. Totuși. Poate că de aia. Procesul anticorupție din România sub lupta, lupta Comitetului Helsinki din SUA. Eforturile României au fost date ca exemplu pentru alte țări. Ah. Deci n-am terminat cu lupta anticorupție. Aha! Deci iar n-a spus pragul ăla de 200.000 de, de lei să scape unii care au avut 100.000 de, de lei prejudiciu adus statului. Cum să te bucure pe tine partid că ești de stânga, că ești de dreapta, că lupta anticorupție merge înainte. Cum? Pentru că ăia cu lupta anticorupție vin și spun, ce ești tu, mă? bugetar să iți. Și ce ai fost tu, mă? Bugetar să iți. Și câte milioane mai? ai? Șepte. De euro, de euro. De unde, mă? Această, acest DNA este antinațional. Îmi provoacă emoții, deci trebuie rași procurorii. Cam ăsta e. Era să zic limbajul. Ideea. Pamfupat. am pupat. Ne mai vedem și luni? O okay. că. Tio.